bine, să sperăm că și în continuare foarte bine. Avem onoarea și plăcerea să-l ascultăm pe domnul academician Alexandru Surdu pe tema posibilitatea noului în filosofie. Acum, cred că toți cei de față cunosc foarte bine pe domnul academician, poate că unii studenți nu. Domnul academician, pentru cei care nu știu, este directorul Institutului de Filosofie al Academiei Române, este președintele secției de filozofie, psihologie, teologie și pedagogie. Are o operă monumentală, a scris foarte multe cărți. Mi-a permis să spun uneori, sper că nu se supără pe mine, domnul Fărânțean, cred că este o adevărată legendă de filozof în viață român, cu opera asta și cu viața. Asta v-ați văzut, în viață. Că sunt și legende. Așa că ne bucurăm că este între noi și dorim să-l ascultăm. Sunt convins că va spune lucruri interesante pentru toți și pentru toți care suntem aici și nu numai. Că se mai și înregistrează. Domnule academician, vă dăm cuvântul. Îmi cer scuze pentru faptul că toată dimineața am fost la televiziunile locale la care am vorbit despre Constantin Noica. Așa că, într-un fel sau altul, televiziunile astea, fiindcă într-un viitor nu prea am de ele o să ruleze pe ecrane și locuitorii acestui municipiu se numește, nu? E întins. Municipiu Timișoara, vor auzi despre Constantin Noica, am fost eu și domnul academician Alexandru Bobov, colegul nostru și profesor, fostul nostru profesor de istoria filozofiei. Emisiunile au fost relativ interesante, nu s-au prea pus întrebări, dar pe parcurs s-au mai înscris și preopinenții noștri de acolo cu câte o problemă. Mai interesant, cred că a fost aici la domniile voastre. Este domnul Boboc. Știe probabil unde să vină. Cine are numărul de telefon să-l caute. Eu în genere răspund la telefon spre deosebire, dar în orice situație. De-aia am telefonul, că când mă caută cineva să răspund. Pe unii dintre dumneavoastră îi căutăm zile întregi și stau cu telefoanele închise din anumite motive, pentru care le închis. Dacă se poate.